Klaus Iohannis reacționează la performanța istorică a lui Tibiu subliniere Eriu, a demonstrat, din nou, ce este un luptător. Klaus Iohannis reacționează la performanța obținută de românul Tibiu subliniere Eriu, la maratonul Arctic Ultra. Presubliniere din teletransmite felicitări prin intermediul paginii sale de Facebook. Felicitări, Tiberiu Meriu, pentru câtigarea maratonului Arctic Ultra. Pentru a treia oară consecutiv, drapelul României este dus pe primul loc în una dintre cele mai dure competiții sportive din lume. O astfel de performanță atinge doar cu determinare și sacrificii, iar Tiberiu Meriu a demonstrat, din nou, ce este un luptător, scrie presubliniere din tele. Tiberiu în subliniere Rioacă subliniere Tigat, joi, cursa de plus 350 de mile a maratonului Arctic Ultra 6633, el atingând ultimul punct de control, Tuktoyaktuk, la scurt timp după ora locală 1600. Tiberiu în subliniere Rioacă subliniere Tig pentru a treia oară consecutiv maratonul canadian, care este considerat cel mai dur din lume. Ceilalți trei români care au luat startul au abandonat în primele două zile. Tibiu subliniere Eriu a parcurs peste 380 de mile în mai puțin de 173 de ore. Subliniere Eriu a îndurat condiții extreme de temperatură, a suferit degerturi, umflături ale feței, dar nu a abandonat cursa, în care au mai rămas doar sublinierea se concurenți pe traseu. El devine astfel singurul din lume cu trei titluri la activ, după ce a fost primul sublinierei la ediciile din 2016 sublinierei 2017.